Bună seara și bine v-am regăsit, stimații telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi, împreună cu Pavel Mîdrigan, doctor conferențiar universitar la Universitatea Constantin Stele, pe care îl salut, vom încerca să discutăm despre ceea ce se întâmplă pe arena politică, mă refer la traseismul politic. Domnule Mîdrigan, bună seara și bine ați venit la emisiunea noastră. Bine v-am găsit. Haideți să spunem pentru început, fenomenul ăsta a traseismului politic este caracteristic doar societăților în curs spre democratizare sau spre democrație, sau e ceva firesc, așa ar trebui să se întâmple într-o țară în care puterile în stat până la urmă vor să controleze adevărata stare de lucruri? Este ceva mai specific pentru statele noastre în perioada de tranziție. Da. Fiindcă, dați să o luăm de la un început, deci lupta și competiția politică este într-o mare parte între partidele politice. Și partidele politice vin în campanie electorală cu un program, cu o echipă. Și iată că cerșesc voturile alegătorilor, afirmând că noi știm situația, noi știm ce trebuie de făcut și avem echipa cu necesară cine, pentru... Da, avem specialiști din diferite ramuri, experți și așa mai departe. Și evident că alegătorul are în vedere că da, vine o echipă și votează pentru o echipă. Fiindcă noi avem această experiență de candidați independenți care pe parcursul scrutinilor încă nimeni nu a accedat în Parlament ca deputat sau candidat independent. Da? Vin echipele, vin partidele. Pragul este prea mare, să înțelegem. Că cum? Pragul pentru a accede în Parlament pentru un candidat independent e prea mare din acest postel. Da, trebuie modificat, este de 2% pentru partide, da? 4, dar esența este că vine o echipă cu un program care a fost prezentat alegătorilor. Și atât că această echipă accedentă în Parlament începe a se risipi. Și atunci alegătorii sau se întreabă, bine, noi pentru cine am votat? Aceasta este o situație care după o logică ar trebui ca ei să fie într-o echipă și chiar dacă cineva din diferite motive nu este de acord cu echipa sau sunt unele conflicte interne, păi atunci el părăsește echipa și echipa merge mai departe. Deci se înlocuiește un membru a echipei cu alt membru. Tot sub aceeași platformă. Iată că la noi se întâmplă lucruri ciudate și, aș zice, chiar și rușinoase. Când se prezintă această echipă în fața alegătorului, primesc această împuternicire sau se deleghează această putere către acești deputați și din diferite motive, care nu întotdeauna se vorbesc la televiziune, iată că începe acest traseism. Traseism, asta ce înseamnă? Asta înseamnă că a părăsi o echipă din careva motive și pe de altă parte, dacă noi vedem construcția de partid, este presumată oarecare democrație chiar și între persoanele în același partid cu opinii diferite. Adică trebuie să se discute în partid și în echipă. Ca să ajungă la un consens. Iată că noi vedem ca o motivație a traseismului chipurile, nu s-a găsit limbă comună pe unele subiecte și băieții ăștia comandate deja, care au venit cu echipa, nu singur, cu echipa, iată părăsesc echipa și pe o perioadă chipurile sunt independenți, pe urmă aderă la o formațiune sau la alta. Domnule Mîdrigan, doctrina este un paravan sub care se ascund deputații pentru a accede în Parlament? E posibil ca azi să fii, nu știu, spre exemplu, democrat și mâine deja să fii comunist? Ca exemplu am dat. Bun. Sau viceversa. La noi în Republica Moldova despre doctrine nici nu are sens să discutăm. Fiindcă dacă ne uităm doctrina clasică, da? Stânga, centru, dreapta, social-democrația, deci ele sunt clasice și la partidele europene care au un segment, da. Au un segment, să zicem, social-democrație, aspectul social. Ei trebuie să fie o justiție între membrii societății și așa mai departe. Deci la noi vedem că unele partide de stânga
fac pași câteodată care nu le fac partidele de dreapta, da, sunt mai democrați sau zice mai de stânga, și unele partide de dreapta care fac niște măsuri sau niște pași acțiuni care sunt mai mult caracteristice pentru partidele de stânga. În orice caz, pentru toate partidele, indiferent cum de suna, nu s-ar numi, sunt câteva probleme în societate care nu le pot evita. Securitatea, statalitatea, deci problemele sociale, ordinea publică și așa mai departe. Indiferent, sunt un șir de probleme care dau posibilitate pentru activitatea societății. Oricare partid n-ar veni, trebuie să fie create locuri de muncă, trebuie cetățeanul să fie asigurat, securitatea și așa mai departe. Prin urmare, când zicem de doctrine, că cineva nu a fost de acord cu doctrine, deci pentru cazul Republicii Moldova, cred că nici nu face să discutăm. Nu e valabil, fiindcă nici nu se avântă, oricare din partidele noastre care au fost până acum, nici nu se avântă de a promova o doctrină sau alta. Fiindcă noi, pe de o parte, avem în această moștenire încă sovietică, care ea s-a perechitat pe parcursul la mai mulți ani, și avem acest val de probleme care mult mai repede vine decât noi am încercat să ne trasăm o cale. Noi suntem nevoiți să ne ajustăm la multe chestiuni, fiindcă până ce nu facem față. Deci chiar să vină un partid cu un program destul de elaborat, progresist, să zicem, în orice caz se întâmpină cu mare problemă, fiindcă este chestia de finanțare, este chestia de resurse, este chestiunea de vectorul extern și așa mai departe. Noi suntem nevoiți, oricare partid, oricare majoritate, să găsească cele mai optimale soluții, fiindcă noi, cu părere de rău, suntem un stat dependent. Dacă noi am fi independenți, noi mergem așa cum noi considerăm. Dar până ce, trebuie să luăm în considerație și aspectul geopolitic și acele probleme care nu au fost soluționate pe parcursul la mai mulți ani. Domnule Medrigan, spuneam la începutul acestei emisiuni despre calea asta de democratizare, de tranziție. 25 de ani pentru istorie am zice că nu reprezintă mult. Pentru o viață de om este ceva, un sfert pentru cei mai longevivi, da? Haideți să vedem cum se caracterizează tranziția pentru o societate democratică. Bun, avem doi termeni. Da. Societate democratică și perioada de tranziție. Da. Deci, evident, care sunt interdependenți până la urmă. Păi da, dar ele interdependenți, dar nu întotdeauna s-a izbutit și nu numai la noi în țară. Ca noi în această perioadă să trecem la o societate democratică. Fiindcă în societate democratică sunt câțiva criterii foarte clari. Prima dată să întrebăm, prin ce diferă o societate democratică decât una nedemocratică? Zicem, un sistem autoritar sau totalitar. Prima este că trebuie să fie periodic alegeri libere și corecte. Noi, pe parcursul la 25 de ani, avem această condiție esențială, libere și corecte, până ce nu. De fiecare dată au fost la noi diferite încălcări și acum și mai mult vedem că perioada electorală se folosesc resurse administrative, surse importante de bani, propagandă, influența din exterior și așa mai departe. Un al doilea criteriu, aș zice, că este această divizare de puteri. Puterea executivă, legislativă și cea judecătorească. Noi avem aceasta, până ce nu. Noi vedem că la noi puterea legislativă și executivă este una și aceeași. Vedeți, Partidul Democrat, care are și acolo, și acolo, și acolo. Deci această divizare nu este. Nu este. Trei. Trebuie să fie o presă liberă și independentă. Avem, iată voi, presă liberă și independentă. Am în vedere nu numai mass media partidelor, că și partidele au dreptul să aibă ziare, televiziuni,
Dar cetățeanul, noi ca consumator, avem dreptul să primim și o informație obiectivă. Pluralismul de opinie, până la urmă. Da, da, fiindcă se discută și este un proces normal, democratic, de a discuta diferite probleme în societate, diferite pături a societății și așa mai departe. Avem această discuție pe cele mai importante probleme? Iată că nu avem. Bine, voi mă invitați de diferite curente, dar uitați-vă la alte posturi de televiziune. Vin patru inși care discută una și aceeași și numai îi etichetează pe alții că aceia sunt dușmani, că aceia vor aceia, că vor să ne cotropească, da. Că nu știu ce. Deci, am discutat și în acest studio un da, deputat pe deci, ce referire. Da, și aș mai numi un criteriu care se numește responsabilitatea puterii în fața cetățenilor. Iată că noi când vorbim despre responsabilitatea puterii în fața cetățenilor, nouă ne vine a zâmbi. Fiindcă până ce nici acest mecanism nu este până la urmă elaborat, noi vedem că puterile vin, diferite partide au venit și au plecat. Ce au făcut, cum au făcut, care este opinia, cum noi am apreciat o guvernare sau alta, cum guvernele au dat dările de seamă, da? Iată, s-a terminat o perioadă de guvernare, da? Trebuie să vină guvernul în Parlament să spună, domnul Reata, noi 4 ani am fost la guvernare. Iată, noi am venit cu acest program. Iată, aceasta am făcut, aceasta nu am făcut, fiindcă, iată, din care cauze. Sunt obiective și subiective. Iată că nimeni nu dă nicio dare de seamă față de societate, deci nu este niciun control din partea societății și nu este acest mecanism. Dar societatea civilă dispune de mecanismul despre care vorbiți dumneavoastră de a-i trage la răspundere pe cei care i-a delegat în anumite funcții? Bun, unica răspundere ar fi acea politică, nu juridică. Și unica răspundere ar fi că la următorul scrutin să nu mai votăm pentru ăștia. Să-i penalizăm premii. Care au venit cu minciuni, care au venit și nu au demonstrat că sunt capabili, da? Care au venit și au comis furturi, care au venit și nu și-au respectat promisiunile, iată care ar fi acele sancțiuni politice. Fiindcă referitor la sancțiunile politice sunt organele abilitate. Noi intrăm deja în cadrul administrativ, penal și așa mai departe. Deci societatea civilă este ca să formeze o opinie față de unii sau alții și să dăm o apreciere din punct de vedere politic, fiindcă noi cetățenii plătim impozite. Și noi vrem, noi plătim salarii, începând cu președintele, deputații, procuratura, sistemul judecătoresc, pentru ce? Ca ei să-și îndeplinească unele funcții care sunt necesare în stat. Prin urmare, iată această sancțiune și aș zice că este un exemplu în istoria Republicii Moldova, când, dacă țineți minte, în 94 Partidul Agrarienilor era majoritar în Parlament, iată că în 1998 niciunul din acest partid nu a trecut în Parlament. Deci a fost sancționat pentru careva acțiuni. Deci aceasta ar fi rolul inclusiv societății civile, ca să informeze cetățenii. Noi să solicităm prin diferite mijloace, mass media, presa independentă, diferite investigații, cum puterea își realizează competența sa, fiindcă ea vine în serviciu cetățeanului. Noi pentru aceasta îi angajăm. În știința politică utilizăm un termen precum este aspectul decizional. Au idei concetățenii noștri că pot contribui și trebuie să contribuie la acest aspect decizional? Pe site-ul diferitor organizații găsim o rubrică aspect decizional sau decizii? Cu părere de rău, nu. Fiindcă spre marele regret. Dacă e să vorbim și de administrația publică locală, până la urmă este obligată să elaboreze tot felul de audieri publice. Elaborează, dar nu știm mentalitatea funcționarilor publici. Da. Problema este că cetățeanul nostru nu se informează, are o poziție foarte pasivă de diferite aspecte care se întâmplă în societate. Uitați-vă chiar și cu miliardul. Dacă era în alt stat, păi nici Parlamentului nu îi permitea să voteze această lege. Avea să iasă jumătate din cetățeni să stăie o săptămână, două, trei, până Parlamentul refuza de această idee năstrușnică. Iată că la noi nu s-a întâmplat nimic. Sau reforma pensionară. Da?
chipurile este frumoasă, dar în realitate... Atunci când intră în esență, vezi cu adevărat... Iată că ea este în detrimentul pensionarilor. Noi înțelegem că nu sunt bani. Noi înțelegem că este o problemă și va fi o problemă și mai mare în viitor. Însă trebuie un mecanism ca să fie foarte clar cum contribuim noi, ca să fie clar fiecare cetățean cum o să nimerească bani în fondul de pensie, așa și pensia o să aibă. Prin urmare, acest aspect decizional, în primul rând, depinde și de poziția societății. Dacă societatea le permite, păi ăștia au să iei decizii până la confuz ceea ce se întâmplă. Iată și cu sistemul uninominal. Da, o să deci să ne facem o confuzie totală că chipurile aproape 1 milion. La alegeri, la noi, este 1 milion jumătate, 1 milion și 600. Vă închipuiți că aproape jumătate din alegători, chipurile susțin sistemul uninominal. Un paradox. Și dacă o să întrebați cei care au semnat chipurile, listele, că ei sunt pentru, ca să cineva măcar să lămurească pentru ce el a semnat această listă, eu vă asigur că 90 și ceva de procente nu o să știe care este diferența între acest sistem uninominal și cel majoritar sau proporțional. Deci le-a spus, trebuie desemnat. Și sunt de ăștia activiști foarte dezghețați, că zice, trebuie desemnat, o să fie tot bine și așa mai departe. Deci, iată, cu părere de rău, poziția cetățenilor noștri, care puțin se interesează, da, de cele ce se întâmplă în societate, începând cu nivelul local, primărie, comună, raion. Iată că multe probleme care ar trebui să se soluționeze acolo pe loc. În interior. Foarte greu. Foarte greu, fiindcă cetățenii sunt destul de pasivi, nu vor să se intereseze și iată așa numite laissez-faire. Da? Lasă margă cum merge. Și mai este această expresie, om mai vedea ce a mai fi. Păi ce să vedem? Ce să vedem? Pe cine să vedem? Deci dacă facem un studiu comparat cu alte state, păi ei au ajuns la unele rezultate numai de poziția fermă și activă a cetățenilor pe diferite probleme, fie problemele ecologice, fie problemele sociale-economice, societatea civilă împreună cu sindicatele, împreună cu alte formațiuni, deci și-au expus opinia sa, au manifestat și au promovat această opinie în interesul societății. Iată că la noi este destul de pasiv. Au fost câteva tentative de a organiza careva manifestații. Iată, vedem că aceasta acum s-a desînflat. Cineva să încerce acum să organizeze niște meeting-uri care ar fi, totuși este o metodă de opresiune, de o manifestare a poziției. Acum nu știu cine o să mai iasă la meeting-uri. Fiindcă aceste meeting-uri, manifestații au fost folosite un pic în alte scopuri. Și acea mică încredere care mai era, cred că s-a diminuat cu mult. Iată că este o problemă că guvernarea își permite atâtea chestii negative, fiindcă societatea, și nu numai societatea civilă, fiindcă ea este destul de dispersată, cu diferite interese, cu diferite finanțări din exterior. Și odată ce ești finanțat din exterior, evident că tu depinzi de finanțator. Prin urmare, aici este o mare problemă încă la noi. Domnule Medrăgan, configurația legislativului din 2014 până acum a suferit, de fapt, mai multe modificări. Datele sunt destul de relevante în acest context. Cu permisiunea dumneavoastră, o să citesc câteva. Partidul Comuniștilor din Moldova, de la 21 de deputați, a ajuns la 7 deputați. Partidul Liberal din Moldova, de la 23 la 7 deputați. Mai nou avem un grup popular european format iarăși din 10 deputați, chiar pe parcursul zilei de astăzi. Și ce este mai important, sau unde aș vrea să ne oprim un pic mai mult, Partidul Democrat, de la 19 la 40 de deputați. Există o explicație? Care ar fi ea? Desigur că este. Vă rog. Numai că ea este mai puțin publică. Da. Iată, admitem că eu sunt deputat. Sau am fost ales în 2014. Da. Într-o formațiune politică. Zicem, Partidul Liberal Democrat din Moldova. Cu domnul Filat. Cu domnul Filat este o istorie întreagă. Însă trebuie să-i dăm dreptate
domnului Filat că pe mulți i-a luat din nicăieri. Și pe alții, din alte partide. I-au luat și i-au făcut năcianniși. Pur și simplu i-au inclus în listă. I-au inclus, le-au dat o șansă ca să se manifeste. Fiindcă eu îi cunosc pe o majoritate din ăștia care sunt în Parlament și aș zice că o bună parte nu s-au manifestat cu nimic. Și nu au niciun merit că au nimerit în Parlament. Au nimerit din diferite aspecte, fiindcă dacă facem iarăși un studiu comparativ, cum peste hotare nimeresc? Acolo își dedică activitatea politică începând cu băncile studențești. Încep a se manifesta în organizațiile de tineret. Pe urmă, cei lideri care vor să se ocupe cu politica încep în organizațiile primare de partid. Și se manifestă și treptat în această democrație de partid sunt promovați persoanele care manifestă capacități și așa mai departe. Iată așa se selectează cadrele după meritocrație, da? Cel care merită. Și în aceasta este esența unei selecții, dacă vrem, de cadre care au să promoveze ideile partidului. Iată că la noi aceasta nu se întâmplă. Noi vedem niște persoane care îndeopște nu au fost membri de partid, idei nu au. Despre modul în care funcționează. Cum funcționează un partid. Fiindcă un partid este o mașină, este o organizație și acolo, la diferite întruniri, într-o activitate practică, se manifestă fiecare persoană, dacă este o personalitate sau nu, cu discursuri, cu poziții, cu activități. Iată că mulți dintre ăștia nu s-au manifestat nicăieri cu nimic și au nimerit în Parlament. Bun, au nimerit. Și dacă au nimerit într-o echipă, da, ar trebui să fie, să zicem, responsabil față de această echipă, că l-a inclus în echipă. Și încă o dată fac această comparație, că eu, să zicem, că am fost pe Partidul Liberal Democrat din Moldova în Parlament. Da. Ce s-a întâmplat cu o parte din ăștia? Au plecat. De ce au plecat? Un partid pro-european, pro-european, un partid care avea mai multe voturi decât alte partide care le-ați enumărat, un partid care Chipur le-a contribuit cel mai mult la semnarea acordului cu Uniunea Europeană, da? Ei au zis că datorită lor, domnul Fila, domnul Leancă și așa mai departe, da? Și la un moment dat încep să șterpelească de acolo. Deci, încă o dată zic, un partid pro-european, cu susținere masivă din exterior, cu cei care au primit o mare încredere, inclusiv după 7 aprilie. Da. Da. Au votat masiv diaspora. Și că încet, încet au început să plece. Deci, când discuți cu aceste persoane, nu pot explica. Fenomenul. Fenomenul. Fiindcă le-i rușine. Și nu vor să spună adevărul, fiindcă adevărul nici la televiziune nu întotdeauna se spune. Dar eu admit că cineva undeva putea să aibă unele opinii distincte față de, inclusiv de conducerea partidului. Păi pentru aceasta este partid, este Consiliul Național, unde se discută cea mai bună soluție, da? Pe o chestiune sau alta se discută în partid. Și chiar și dacă nu ești de acord, păi este această disciplină de partid, care noi o cunoaștem că minoritatea se supune majorității. Așa e. Ori te duci în partid, ori nu te duci, că nu te trage nimeni de mânică să te duci în partid sau să te duci în Parlament. Și dacă într-adevăr, iarăși revin la mine, mie nu mi-a plăcut că iată conducerea partidului face nu știu ce mișpo, niște chestii așa personale sau de grupe. Zici, băieți, eu am venit la alegeri, eu m-am afișat, am zis că noi venim cu o echipă. Voi, conducerea partidului, nu faceți, eu plec din echipă. Rămâneți voi cu responsabilitatea istorică față de cetățeni. Eu nu vreau să mă mânjesc cu voi. Da? Dar o spune clar, o spune de mai multe ori la aceste întruniri de partid, începând cu organizațiile primare, pe urmă la Consiliul Național, inclusiv la Congres, deci își manifestă dezacordul cu careva acțiunea partidului. Iată că noi la ăștia care au plecat de acolo n-am văzut aceste manifestări, aceste dezacorduri.
dar să fie principiale, nu pur și simplu mi-ai dat mie o funcție sau la ruda mea sau nu știu ce. Iată, dacă luăm această listă, dar nici nu vreau în principiu să o discut. Iată fiecare. Care e cauza că, iată, domnul Cutare, care l-a luat domnul Filat din nicăieri și l-a crescut, cum se zice, i-a dat pânică din mână, știți cum hulubașii îi hrănesc. Și acum el pleacă că nu-i de acord cu linia partidului sau nu știu ce. Deci eu admit că, într-adevăr, cineva poate să nu fie de acord, dar dacă eu eram, pur și simplu, eu lăsam mandatul și ziceam, dacă voi, partidul, nu respectați acele principii democratice, nu respectați promisiunile cetățenilor și nu activați în folosul cetățenilor, eu, iată, declar și eu plec. Mă duc să mă ocup cu alte chestii. Eu sunt specialist, eu sunt jurist, mă duc mai departe, mă ocup cu practica de jurist. Nu m-a născut cineva politician și fără aceasta, dar nu, m-am dus. Dacă voi transformați procesul politic în astfel de haos, m-am dus. Și lasă vină altul, tot din această echipă, fiindcă sunt deputații supleanți, să zicem, lista supleantă, care următorul de asemenea este validată de Curtea Constituțională și vine următorul. Poftim, nicio problemă, dar o fac numai din principiu ca echipa formată care a primit această încredere să promoveze mai departe, fiindcă sunt următoarele alegeri. Noi cu ce mergem, sau echipa, cu ce merge la următoarele alegeri? Iată, vedeam că s-a compromis totalmente aceste principii elementare și s-a format mai mult ca o gașcă și fug dintr-o gașcă în alta. Iată ce e cu părerea. Este mai comod până la urmă, da? Bun, comoditatea asta, după părerea mea, trebuie să fie terminată odată și pentru totdeauna. Și eu, la următoarele alegeri, 2018, nu o să votez nici eu, nici cunoștințele mele, nici pentru un deputat, ăștia care au trecut dintr-o formațiune în alta. Eu nu am încredere. Chestia că nu mai au legitimitate. Au venit ca cu o echipă, au plecat de acolo fără să explice niște motive serioase și acum încep că noi democrați, nu știu ce, ăsta nu este element de democrație. Domnule Mitrigan, ceea ce spuneți dumneavoastră mă duce cu gândul sau mă face să cred, atât eu bănuiesc și o parte din telespectatorii noștri, că marele joc politic se dă în afara ușilor Parlamentului și a instituțiilor statului. E așa? Bun, eu n-aș vrea să intru în câmpul speculațiilor. Da? Discutați cu parlamentarii și o să vă povestească chestii interesante care le discută și au fost mai multe tentative de corupere care nu vor să fie investigate. Prin urmare, unica ce aș vrea să afirm, este foarte urât. Cum se comportă astăzi Parlamentul este foarte urât. Pe mine nu mă deranjează că este Partidul Democrat sau Liberal, sau pe mine mă deranjează comportamentul acestor persoane. De multe ori un comportament degradant. Habar nu au de interesele cetățenilor. Noi suntem într-o situație economică, financiară foarte complicată și agricultorii. Noi acum ne batem talpa pe loc. Noi nu progresăm, iată, majoritatea cu președintele. Se confruntă diferite grupuri în societate. Noi nu putem avansa. Și Parlamentul, în loc să aibă o poziție constructivă de a uni, de a consolida, iată că încep așa trage deputații. Pentru ce să faci chestia asta? Pentru ce? Dacă se vine cu o inițiativă sănătoasă, spre exemplu, păi trebuie să o discute și să găsească un compromis, așa se fac în toate statele. Da, ceva se mai cedează, da, dar pe prim plan trebuie să fie, ăsta este în folosul societății, a cetățeanului, a statului. Una, doi, trei. Și dacă este aceasta, păi ar fi foarte straniu că unele partide nu susțin o astfel de politică. Fiindcă la fiecare... Socială, până la urmă. Socială, economică, deci să vină cu cifre, dar guvernul este obligat, fiindcă el a venit cu un program de guvernare și se spune, domnule, noi avem nevoie de a modifica legea, fiindcă una, două, trei, avem nevoie.
Și dacă este aceasta demonstrat foarte clar și transparent că este în favoarea statului, societății, eu cred că acel care nu votează, acela trebuie să fie penalizat. Fiindcă, încă o dată zic, primul și important trebuie să fie în favoarea cetățeanului, în favoarea societății, statului și pentru a progresa. Pentru că astăzi am vorbit, drept exemplu, aducând pe LDM-ul, vreau să vă întreb o chestie tranșantă. Unde sunt declarațiile ex-premierului Filat care spunea că va arunca întreaga clasă politică în aer? Merită să credem aceste lucruri? Bun, era o perioadă când domnul Filat a declarat aceasta și asta a fost de pe tribuna Parlamentului, da, în ultima sa adresare. Și eu sunt convins că domnul Filat are destulă informație ca să arunce în aer clasa politică noastră. Fiindcă la noi foarte mult sunt cu pufșor pe butișor, începând cu 91 încoace. Și domnul Filat a ocupat diferite funcții în diferite guverne și are informație cum unii au devenit gospodari. Dar nu poate, fiindcă el a făcut parte din aceste echipe, fie în timpul Lucinski. Da, din 98 în, da, început. Deci nu poate, este destul de periculos. Și doi, aș zice că cui să-i povestească astăzi aceste chestiuni? Cui? Uitați-vă ce se întâmplă cu aceste procese, cu Platon, care a făcut diferite dezvăluiri și nimeni habar nu are. Da. Și cui domnul Filat astăzi să povestească cum s-a întâmplat diferite chestiuni cu diferite privatizări, cu diferite scheme și așa mai departe. Și trei, cu părere de rău sau nu, însăși domnul Filat a făcut parte din diferite, zicem, acțiuni, chiar și cu miliardul, dacă vedem. Această operațiune a fost pusă la cale din timp, inclusiv și un șir de hotărârea guvernului și hotărâri semnate de domnul Leancă, care acum ei se fac pro-europeni. Da? Da, creează un grup parlamentar. Păi lasă, creează și poate să numească cum vrea, esența cum procedează într-o situație sau alta. Prin urmare, toate aceste circunstanțe și mai multe, inclusiv aspectul personal, cred că l-au făcut pe domnul Filat ca să mai analizeze un pic această situație, a făcut-o așa din ferbințeală, să zicem, și cred că a considerat că nu ar fi totalmente în favoarea lui să facă unele declarații. El deja e un cadavru politic? Bun, nu vreau să mă expun, fiindcă eu îl cunosc personal. Da. Și, bun, fiecare e cu soarta lui. Depinde de fiecare, de pofta pe care o are. Pe care o are sau vine mâncând. Dar noi ne-am referit de mai multe ori că aici a fost o luptă politică, că nu este o mare diferență dintre domnul Filat și alții care nu sunt astăzi la pușcărie, dar trebuie să fie. Deci, așa este, o luptă între clanurile politice, în urma căruia cineva a câștigat și are o putere absolută. Domnule Medrugean, mai avem aproximativ 10 minute în cadrul acestei emisiuni. Vreau să vă întreb un aspect ce ține despre referendumuri. Există premize reale ca să credem că în 2017 vom avea referendumuri și de ce utilizez pluralul? Pentru că se vorbește, unul, de demiterea primarului general Dorin Chertoacă și celălalt de demitere a președintelui țării. Domnul Șalaru, pe parcursul zilei de ieri, dacă nu mă înșeală memoria, spunea că a început, de fapt, și colectarea acestor semnături pentru demiterea domnului Dodon. Cum trebuie să privim lucrurile? Păi trebuie să le privim cu haz de necaz. Cu haz de necaz. Iată, zilele acestea, Comisia Electorală Centrală a făcut un calcul și zice pentru un referendum republican trebuie în jurul de 75 de milioane de lei. Păi, dacă țineți minte, pedagogii cer 40 de milioane și, da, numai mult. Iată că domnul Șalaru și alții care vor referendumuri, trebuie prima întrebare dacă bani pentru referendumul inițiat de domnul președinte nu sunt. Păi atunci de unde o să iei bani? Pentru alte inițiative. Da? Doi,
Până ce președintele Republicii Moldova acționează în cadrul legal. Da, poate să fie unele inițiative care mai puțin plac. Dar este în cadrul legal, fiindcă are dreptul la inițiativă. Este un subiect. Cine este astăzi domnul Șolaru? Nu știm. Este un cetățean de rând. Lasă să lucreze. Dacă vrea să lucreze. Deci, însăși, institutul de referendum este un element important în societatea democratică și vedem în multe state se organizează diferite referendumuri și la noi, poate că noi încă nu avem mare experiență, avem câteva și o să vedem și cu acesta. Printre altele, vă dau o idee. Spuneți. Referitor la referendumul care a fost inițiat. Eu propun să se facă un apel către cetățeni care este pentru a susține ideea referendumului lansat de domnul Dodon, să se deschidă un cont bancar. Eu, cu plăcere, aș da 10 lei, 10, pentru ca referendumul să aibă loc. Da, inițiativă interesantă. Și acum închipuiți-vă un milion de cetățeni, câte 10 lei. Ajung? Ajung bani. Deci eu, într-adevăr, sunt de părerea că trebuie acest referendum, fiindcă altfel nu se mișcă nimic. Da? Deci, pe de o parte, guvernarea nu vrea să discute, din contra, merge spre compromiterea președinției, ceea ce nu este bine. Noi avem o clasă politică cu viziune foarte limitată. Foarte limitată. Deci politicienii ăștia ai noștri care sunt astăzi n-au trecut ca atare, cu mici excepții, această școală și luptă politică. Fiindcă declarațiile politicienilor este foarte importantă. Trebuie să înțeleagă cetățenii trebuie să aibă încredere în putere. Dar când se fac diferite declarații că ăsta e bun, ăsta e rău, deci toate guvernările și chiar dacă facem o comparație cu perioada sovietică, cetățenii ascultau noutăți și zice da, iată, noi trebuie să mergem, ei trebuie să fie încurajați, fiindcă guvernarea vine cu un program de guvernare. Prin urmare, eu aș susține acest referendum și propunerea mea puteți să o dirijați. Da. Cetățenii care vor să contribuie pentru efectuarea sau organizarea referendumului să se deschidă un cont, nu la partid, da? Deci poate să fie câteva societăți, să zicem, de cetățeni sau o organizație obștească, cine n-ar fi? Eu aș transfera 10 lei pentru organizarea acestui referendum și nici nu trebuie rugat guvernul. Ce se referă la celelalte referendumuri? Vreau să fac încă o dată referință la Constituție care stipulează foarte clar referendumul. Poate să fie pe cele mai importante chestiuni din societate. Foarte importante. Cu demiterea președintelui, bun, avem un exemplu la vecinii noștri, la români, care de două ori au vrut să-l demită pe domnul Băsescu. Da. Hai, chestia lor. Așa ceva în alte țări din Europa noi nu întâlnim. Fiindcă președintele a fost ales de cetățeni și cine nu știu care acolo cu inițiativă, păi domnul, ai votat cum ai votat? Ai votat pro sau contra? Așa este procedura. Dacă a fost votat de cetățeni și nu încalcă flagrant legea, în primul rând Constituția, păi președintele are prerogativele sale. Prin urmare, eu nu cred că este vreo perspectivă reală și vreun temei. Și aceasta mai mult este un PR foarte ieftin. Eu înțeleg că ar fi niște partide destul de influente, cu pondere. Dar toate aceste chestii urmează să fie discutate. În ce constă problema că nu le convine pașii sau acțiunile domnului președinte? Se discută orice ce se discută în stat, orice ce, fiindcă ei sunt toți, începând cu președintele, sunt la slujba cetățenilor. Și noi avem dreptul să ne expunem, iată și mass media la televizor, da? Iată, aceasta este benefic. Ce nu este benefic? Că miliardul trebuie să-l întoarcă tâlharii care l-au furat. Eu sunt pentru. Ce, domnului Șolaru nu-i convine? Dacă nu-i convine, lasă-l întoarcă el cu ceilalți al lui. N-am nimic împotrivă. Da. Sau că Parlamentul este prea numeros în situația de astăzi.
de la 101 la 71. Eu consider că da, da, eu dau 10 lei și ceilalți îi încurajez ca să facem un referendum. Nu ne trebuie atâția nacealnici. Cu automobile de serviciu, cu consilieri, eu vă aduc aminte încă o dată. Noi la 101 deputați avem 620 de funcționari în Parlament, toți plătiți cu statutul de funcționar public și așa mai departe. Noi pentru ce plătim atâția bani? Și noi la pedagogi, la medici, nu găsim acolo câte 4-5 mii de lei încă în plus ca să primească un salariu cât de cât, este o rușine. Domnule Medrigan, ultima întrebare în cadrul acestei emisiuni. Spuneți-mi, vă rog, la viitoarele alegeri din 2018, bătălia cea mare se va da între două partide, mă refer aici la Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor, celelalte partide care le-am enumerat rămânând cu 7 deputați vor pleca în istorie? Sau coloratura politică se poate schimba până atunci? Noi am început astăzi emisiunea cu grupul. Da. El, dacă punem întrebarea, cu ce scop s-a creat? Și eu nu cred că grupul acesta s-a creat de domnul Leancă sau Ghelețchi. Aceasta este altă combinație. Fiindcă Uniunea Europeană totuși nu poate abandona Republica Moldova. Pe de altă parte, Partidul Democrat cât de cât s-a compromis. Ar vrea o forță nouă care să se numească așa și frumos, frumușel, da, că pro-european, și ăștia nu sunt curățăi tare, fiindcă vedeam, sau compromis. În tot cazul, toți acești deputați în fața societății sunt compromiși. Nimeni nu are încredere în trânși, că ei deja au careva activități, au avut. Dar, în primul rând, pentru Partidul Democrat, mai este necesar un satelit, da? Fiindcă de unul singur poate să nu poată lua această majoritate și din timp îi mai trebuie cineva. Bun, acum este Partidul Liberal, mâine nu se știe. Deci le trebuie încă un satelit ca să formeze o majoritate. Doi, Uniunea Europeană totuși o să mai dea niște bani, dar vrea să-i dă la ei lor, care se numesc pro-europeni, da, cu păcatele lor, pentru dânși ar fi mai ușor pe suflet când le dau la pro-europeni, fiindcă noi am văzut, în principiu, totul a ieșuat și în Georgia a ieșuat. Ei mergeau mult mai înaintea noastră cu multe... Da. Vedeam că și în Ucraina a ieșuat, nici Armenia, cu toate că a semnat nu prea tare. Deci trebuie măcar cât de cât, fiindcă s-a investit sume enorme de bani și, în orice caz, reieșind din factorul geopolitic, Uniunea Europeană o să susțină Republica Moldova, dar nu totuși Republica Moldova, ci o formațiune politică care se declară pro-europeană, cu chipurile, cu niște intenții nobile, pro-europene, dar ca tare asta este mai mult o fișcă, o acoperire și în esență au demonstrat că persoanele acestea date, ei poate să fie niște executori, dar cu o imaginație foarte redusă și n-am putea să zicem că au demonstrat careva calități importante. Domnule Medrigan, eu vă mulțumesc pentru această discuție, vă mai așteptăm și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Stimați telespectatori, în numele întregii echipe, vă mulțumesc pentru atenție, o seară bună alături de Accent TV.